Credincioșii au participat sâmbătă seara la o slujbă de mulțumire pentru beatificare. O liturghie de mulțumire, cu această intenție. Îi mulțumim Bunului Dumnezeu pentru darul episcopului Anton Durcovici, iată acum fericit, și pentru celebrarea pe care am trăit-o în această zi, pentru această bucurie pe care o simțim cu toți. Unul dintre momentele cele mai emoționante a fost dezvelirea bustului episcopului Anton Durcovici, amplasat în curtea Catedralei Romano-Catolice din Iași. La eveniment a participat și o strănepoată episcopului venită tocmai din Austria. Ich war sehr gerührt, überwältigend über die großartige Feier, nur auch sehr traurig, dass mein Vater das nicht mehr leben kann, weil er zu krank und zu alt ist. Prezent a fost și preotul paroh din comunitatea austriacă în care s-a născut Anton Durcovici. Atât pentru mine, cât și pentru comunitatea Bad Deutsch-Altenburg, comunitatea romano-catolică Bad Deutsch-Altenburg, reprezintă o împlinire a unui vis de mulți ani, când s-a început această derulare a vieții lui în mijlocul nostru. A murit într-o închisoare din România pentru credință și biserică. Deci este o împlinire a unui vis de a fi dat în public această personalitate a credinței și a bisericii romano-catolice. Anton Durcovici este al patrulea preot catolic din România care a murit în perioada comunistă, luptând pentru păstrarea credinței.